Până în data de 15 mai, sătmărenii vor putea vizita o expoziție care surprinde momente inedite din timpul cercetărilor de teren ale etnologilor și antropologilor Răzvan Roșu și Andriș Vouciac. Aceștia și-au direcționat documentarea către diferite sate de graniță din Ucraina. După cum a menționat, managerul Muzeului Județean Satu Mare, Liviu Marta, este o expoziție ușor mai neobișnuită, cu o temă de cercetare care încă nu este finalizată. O expoziție în care, practic, ni se prezintă și ni se dezvăluie, pe de o parte, etnologia contemporană, care este altceva decât știm noi de la televizor, este mai mult o antropologie, care în cazul de față ne prezintă interesantele și misterioasele populații care trăiesc în Carpații Nordici, o lume extrem de interesantă pe care o descoperim începând de aici, de la noi, prin Oșeni și Moroșeni, și care continuă, practic, prin Huțuli, prin Lemni, prin Gorali, prin Vlahi. Este o civilizație a muntelui, care chiar dacă vorbesc în limbi și dialecte diferite, au o cultură destul de, cu multe elemente comune și care cred că va fi interesant să vadă sătmărenii aici. Despre eveniment a vorbit și unul dintre cercetătorii, antropologi Răzvan Roșu. Expoziția se numește Etnologie în curs de facere la granița Ucrainei cu România și de fapt are la bază ideea ceea ce înseamnă cercetarea de teren. Pentru că noi de obicei publicăm rezultatele unei cercetări, dar partea emoțională, partea cum facem interviurile, trăirile pe care le avem noi și cei pe care intervievăm, ele nu prea apar în publicațiile noastre, o parte care de multe ori nu se vede, apar numai rezultatele unei cercetări. Și în urmă cu câțiva ani a venit ideea că să facem o colaborare cu fotografa Anca Cioltan, printr-o colegă de-a mea, Andra, care o cunoștea și pe ea, și am zis ce interesant ar fi ca o fotografă să ne documenteze pe noi, doi antropologi, doi etnologi, pe mine și pe domnul profesor Andrii Vovciac din Ucraina, și să prezinte din punct de vedere fotografic, artistic, aspectele astea mai puțin văzute ale cercetării de teren. Și practic așa s-a născut întreaga idee a proiectului. Fotografei Anca Cioltan, care a precizat că este o muncă imensă în spatele fiecărei fotografii expuse. Am început acum câțiva ani acest proiect. În primă fază l-am început ca un proiect personal, fiind interesată de anumite comunități din zona graniței România-Ucraina, zona de munte, și mai ales am început cu nordul Bucovinei. Ce mă interesa la momentul respectiv era să găsesc elemente comune, vizual, de o parte și de alta a graniței, pentru a reuși măcar să elimin ideea asta de graniță în proiectul meu, dacă nu în realitate. Apoi l-am cunoscut pe Răzvan Roșu și el mi-a oferit perspectiva asta de a urmări comunități de o parte și de alta a graniței, ceea ce pentru mine a fost un da foarte natural. Am avut partea de Huțului din zona de munte, apoi partea de Tarna Mică, Tarna Mare, zona de Satu Mare. Ce să zic, eu practic în tot acest proiect am devenit o umbră a etnografului, am încercat să urmăresc practic activitatea lui și am fost impresionată de relația pe care o are un etnograf, o stabilește cu subiecții și cu personajele. Iar acest proiect a devenit un fel de, un tort așa de ziua mea, pentru că ne-am completat foarte, foarte frumos și faptul că toată organizarea, tot mersul lucrurilor a fost stabilit de etnograf, mie mi-a revenit doar strict fotografierea din punct de vedere documentar, ceea ce a fost extraordinar și le mulțumesc pentru oportunitate.